Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Clone Drone in the Danger Zone. Trecem la single player și hai să mai facem niște challenge-uri. Am downloadat una care, cică zice, Castle Siege, atacăm castelul, foarte detaliată harta. Tare curios sunt cum este, hai să dăm și noi play. Avem 35 de ani, culoarea noastră favorită este DC. Și sunt un electrician în timpul meu liber. Am o singură viață. Ok, cred că știe toată lumea despre ce e vorba în Clone Drone, The Danger Zone. Deci ești un roboțel, ai viață și hai să dăm drumul. Harta are 5 stele, e perfectă, tot ce vrei. Hai să intrăm pe ăștia în castel. Bă, dar cât de tare se aude jocul, s-a dat înapoi la maxim. Hai să-l dau eu mai încet la montaj. Mort. Ei! Sania. Nu știu, băi, că am doar o viață. Wow! Stai. Bun. Mai are și armură, săracul copil. Vreau să-l iau pe ăla din spate. Ok, Wow! Stai, e mort și l-au omorât între ei. Am mare... De ce joc așa? Pentru că mi-este frică să nu mor. Deoarece dacă mi-au un singur hit sunt... Aleluia. Hai bă că a scos sabia săracul copil. Știau armura aia în așpa. Dar mă, și o ciocan. Uită-te și tu la ăla, bă, unde e. Headshot! Cum naiba am ratat? A fost aproape asta. Ia. Hai că sare, bă, săracul copil. Unul e mort. Îi curățăm imediat. Al doilea. E pe ducă. Al treilea. Tu te-ai dus. Ăla e, mă. Ăla e, mă. Nu? Ăla e, mă, bă! Ia atent că mă bate ăsta acum. Hai că avem un duel. Ia și cu tine. Fiecare va în casă aici. Aoleo, cât sunt în casă. Ce faceți, bă, vă uitați la televizor? Uitați la Irafael pe televizor, mă. Shout-out către toți abonații mei care se uită pe televizor. Vă salut. Opa, că sunteți în minoritate. Că mulți se uită de pe tabletă. Bă, dar e mare, mă, harta. Dar ce se aude? Pe scări. Ia. Mihăiță, dă-te bă jos din pod. Ce faceți mă aici, nemernicilor? Wow, câți arcași. Mă omor, am crezut că pot să mă apăr de săgeată. Am mai o viață. Eram gata să plâng, să fac urări rău de tot, să rup tastaturi, mouse-uri, femei, să fac chestii. Hai mă că nu e corect. Ia stai, dacă mă duc eu în spate de totul aia, îi văd? Că ar fi foarte bine din partea mea, dar nu-i văd. Wow! Și să stau să tragă toți după mine? Nu mă, lasă-mi pe ei să mor, vezi? Mărlănia. Hai mă, ce faci? Hei! Mi-a stat inima în loc, ești nebun. Bă, mori, mă! Mori, mă, urâtule! Ăla e? Mori, mă! Yes! I-am curățat pe toți, băieți! Fii atent că a scăpat Mihăiță! Nu! Nu te cred! Nu te cred că m-a nimerit acolo! Bă, ce mă harta asta? Bă, dar ești încăpățânat rău de tot. Care mai e mă în viață? Băieți! Nu există inamici? Ia, fii atent că e unul aici. Aoleu,
e bătrânul cel mare. Ești, bă, pe ușă, nici nu-mi capec că să iasă. Parcă văd că mă moare prin perete. Aplauze. Bă, a trebuit să bag melodia aia, că prea grea harta, mă. Nu grea, migăloasă. Mi-a stat inima aici, ești nebun. Bun, bun, bun. Fiți atenți că mai avem challenge-uri făcute de către comunitate. Ci că fără arc, ia să vedem. Turnul fără săgeți pentru tine. 63 de ani, culoarea mea portocalie, favorită. Și sunt capitanul unei nave aeriene. What an edgy level. Yes. Let's watch the human jump over. Și că e un edgy level, e cu colțuri. Ia. Trăiască tanțeta. Aoleu, câți arcași sunt aici. Na, Mark. Hey. Mi-a ars carasul, ești nebun. Hey. A căzut ăla și ghiși ce trebuie să fac eu acum, că trebuie să mă duc după el. O fi murit? Uite-l acolo. Las că mă duc la finalul nivelului. Nu știu dacă mi-au fall damage, oricum am multe vieți din ce văd. Wow, urcăm pe turnuleț, băienți. Nu știu dacă a observat cineva că ieri n-am pus episod. Dar, mă rog, nu știu dacă mi-ați dus lipsa. Mulți dintre voi. Acum dă din cap. Ce e, bă, aici? Se întâmplă chestia. Aoleu. Păi sunt prea puternic, mă, pe harta asta. Da. Plus că mă apăr și de săgeți. Iată. Wow, ce slăbuți. Am coborât sau ce sunt? Hey. Deci nu mi-au fall damage. Asta e bine, deși eu... Mamă, nu-mi zic că trebuie să vin. Și mi s-a dus armura, mi s-a dus tot. Trebuie să mă urc iar. Mihăiță, ce cauți aici? Ce mă... Geronimo! Fii atent, fii atent, fii atent. De ce nu m-a... De ce nu s-a pus când am atacat, s-a oprit? Nu! Mamă! Mi-a tăiat piciorul. Hai mă că nu e corect cu toți ăștia. Nu e corect, mă. Tu vezi cum se duce ăla. Și trebuie să mă cat sărier. Băi, bătaie de joc. Iar tot ăla. Poate te rog să câștigi data asta. Bă, da, s-a dus ăla. Unul e mort, nu știu cum. Vino spre mine. Și că suntem cam vesul sălbatic. Când se provoacă ea cu pistoalele, știi? Primul care trage. Victory. Like. Am uitat să-i dau like și aluilalt. Este să mă uit aici la workshop. Teu. Place melodia. Challenge, workshop. Challenge că nu e din aur ăsta cu castelul. Merită, mă, like, n-ai cum. Toate upgrade-urile. Ok? Roger, câte upgrade-uri vrei? Pă, toate, mă. Ce și-a urma vrei? Cudă toate, bă, băiatule, bagă să fie acolo. Așa e și asta. Toate upgrade-urile posibile. Ia, ciocan, am... Au adăugat upgrade pentru... A, ce mișto de la ultimul capitol. Ia. Și dacă îmi dă? Wow, ăștia se omoară între ei. Păi n-ai ce să-mi faci, și nebun, fii atent. Și că sunt Vlad Țepe și te iau pe țapă. Pe țapă te iau. Fii atent ce sare ăla. Hop. Îți bag asta în funduleț. Opa, tropa. Opa, tropa. A rămas fără picior. Mamă, cu tocul. A, mi-a scos armura. De ce după ce că... Hai, mă! Și acum nu mai am picior. Poate nimere și eu ceva, nu știu, zic. Unul din cinci. Ha, să vezi ce mai joc eu acum. Dar nu știu de ce, ok. Sincer să fiu cu voi, nu știu de ce m-am blocat și am jucat doar cu sulița acolo. Chiar nu știu. Cred că de entuziasm, nu știu.
Se poate să mă repare, dar nu cred. Upgrade-uri available? Ce? Repair! Wow! Foarte șmecher! What? M-a omorât! M-a părut... Ah, credeam că am doar un bijor, nu. Mișto aia cu reparatul, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ia. Bine. Dar de ce ăsta în costum? Wow. Wow, ce challenge greu. Așa i-am luat. Bună treabă, omule. Ia uite ce zice. Mai traduc că am învățat că abonaților, unii dintre voi nu știți engleză, băieți. Și e ok, vă înțeleg că sunteți mai... sunteți mai mici și nu înțelegeți engleză. Și sincer să fiu cu voi, când aveam... Wow, știți să omor în trei, mă. Când eram în clasa a 5-a, eram botă la engleză. Bă, praf eram, mă, praf de tot. Praf! Wow, ce robotul ăla oare? Bă, eram praf la engleză. Dar trebuie să înveți engleza, cam asta e chestia. Pentru că e foarte esențială. Nici mai e limba străină, să zic așa, e limba națională, nu națională, limba mondială. Dar ci că se vorbește mai mult limba aia lor din Asia, că sunt prea mulți și nu știu cum și chestie trestie. În fine, o dăm în altele, băieți. Însă, cum am învățat o engleză, că mă întrebați și pe livestream, prin jocuri video, dar cum prin jocuri video? Prin jocurile video, nu mă lasă să mă repar, prin jocurile video online. Deci, dacă vă jucați jocuri multiplayer, mă jucam World of Warcraft. Și în World of Warcraft, gândiți-vă la un Metin, de exemplu, dar nu joci cu români, joci cu oamenii care vorbesc engleză. Păi și nu înțelegeam eu așa mare lucru, dar mă uitam la ei cum vorbesc și cuvintele pe care nu le înțelegeam le traduceam pe Google Translate. Și uite așa, așa, ușor, ușor încep să înveți. Partea dificilă la engleză e gramatica. La gramatică nu mă pricep, mă, e cu past tense, cu toate alea, habar nu am. Dar nu m-a pasionat niciodată treaba asta. Dar dacă mă pui să fac, să am o conversație și așa, mă descurc, n-am treabă. Nu e problemă. E tot și pe ăla, hai să-l zdrobim. Hai mă, că e gata challenge-ul ăsta, e destul de ușor. Filmez, mă? Poate nu filmam. Omul nu a murit. Eram destul de sigur că o să moară. Bine, dar acum o să observăm cum se bate cu mai mulți roboți. Vă spun eu, băieți, deci la cât am tradus pe livestream-ul de The Walking Dead de weekend, din weekend, eu cred că următoarea mea meserie... Oleu, du-te bă jos! Ce-i bă robotul ăsta? Trage cu laser! Deci eu vă spun... Băi, Skywalker, stai bă ca lumea, stai cu minte. Eu vă spun că următorul meu job va fi de translator. Dacă nu mă angajez eu ca traducător, cred că dacă mai traduc așa vreo... Să zicem că încep să traduc tot din engleză în română, cred că într-un an, doi de YouTube mă fac translator. Fără mișto. M-am omorât singur că se reflectă. Ce părnaie de scut. Stai să văd cum îl bat pe țăranul ăla. Wow, așa repede moare, mă? Dacă îi dăm noi la joale. Wow! Victory. Easy Lannis! Hai să ne băgăm unul de final. Să vedem. Că am mai doar o dată. Ok, workshop, 10 boș. A, nu, astea erau toate, 4, 3? Armata. Nu vreau templu, că e mare. 10 boș. Poți să bați 10 boși cu toate upgrade-urile. Hai să încercăm. Am 38 de ani, culoarea favorită negru și sunt de la circ. Sunt de la care... Nu știu cum se trage circus performer. Sunt de la circ de face jumbușlucuri. Wow! Sfinte! Wow! Ce s-a întâmplat, bă, băiatule? Că au și armură ăștia. Um,
Wow. Am prăjit cu totul. Nici o șansă să-i bas, pentru că au și scut. Poate cu arcul? Pare... Oh. Campioni, prea ușoară, bă, harta. Ideea e bună, dar păcat că se bat între ei. Ok, băieți? Bun. Dacă v-a plăcut episodul și vreți să mai vedeți episoade de genul pe viitor, nu uitați să susțineți seria cu un like. Challenge-uri mai sunt făcute de către comunitate. Acestea au fost doar câteva cele mai bune, dar mai avem de jucat dacă sunteți interesați. Din nou vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!